Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la prognoza meteo. Vremea va fi instabilă și se va răci față de zilele precedente. Cerul va prezenta norări temporar accentuate și pe arii extinse vor cădea averse, ce vor avea și caracter torențial, însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului, care pot lua pentru scurtă durată aspect de vijelie. Local, cantitățile de apă vor depăși 20 de litri pe metru pătrat și izolat 40 de litri pe metru pătrat și se va semna la grindina. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 27 de grade, iar cele minime între 15 și 17 grade. Pentru municipiul Zalău, Administrația Națională de Meteorologie a prognozat o zi în general instabilă, unde maxima a ajuns la 26 de grade în miezul zilei, iar la noapte minima se va opri în jurul valorii de 12 grade. Mâine, meteorologii anunță o zi instabilă și rece față de zilele precedente în cele patru orașe ale județului Sălaj. În Șimleu, Silvaniei, temperatura maximă va ajunge la 24 de grade în miezul zilei, iar noaptea minimă va scădea la 13 grade. Temperaturi asemănătoare vom avea și în municipiul Zalău, unde, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maximele vor atinge 24 de grade în miezul zilei, iar minima va coborî până la 13 grade. La fel va fi și în Jibou și Cehu Silvaniei, unde maximele vor atinge 24 de grade ziua, iar noaptea temperaturile minime vor scădea până la 13 grade. Miercuri, maxima va atinge 24 de grade în miezul zilei, iar noaptea minima va scădea la 13 grade. În cursul zilei de joi, meteorologii anunță vreme instabilă. Maxima va ajunge la 24 de grade în miezul zilei, iar minima se va opri în jurul valorii de 14 grade. Vineri, maxima se va situa în jurul valorii de 24 de grade, iar noaptea temperatura minimă va coborî până la 14 grade. Sunt Ioana Holhoș și vă aștept și la următorul buletin informativ cu noi informații despre vreme. Mai multe detalii legate de prognoza meteo puteți găsi și pe site-ul nostru www.selejanul.ro. La revedere!